Sunt Andrei Croitoru și în acest episod aș dori să vă duc în atenție spre analiză și cercetare un articol scris de Cornel Pavel Dărvășan, un predicator adventist, intitulat Billy Graham nu este în cer. Prima observație pe care vreau să o fac este asupra contextului în care el a hotărât să scrie acest articol. Marele Evanghelist a murit și dumnealui a considerat că este un moment oportun pentru a promova doctrina specifică adventistă a uh, uh, somnului sufletului. Asta este o doctrină adventistă și este clar că el a profitat de momentul acesta în care, în care unul dintre cei mai cunoscuți, dacă nu cel mai cunoscut evanghelist uh, al lumii, uh, a murit și s-a folosit de evenimentul acesta pentru a promova uh, doctrina aceasta. Bineînțeles, este uh, o idee ingenioasă, aș putea spune, Aș putea spune, dar consider că contextul ales de el este inoportun și strategia pe care o folosit-o este nefericită, ca să nu folosesc alte expresii. Pentru mine a fost ca și cum l-aș fi văzut pe Cornel Pavel Dărvășan, suindu-se pe cadavrul lui Billy Graham și încercând să vorbească despre faptul că... Billy Graham nu este sincer, domnule. Să fie foarte clar lucrul ăsta, să, da? Să nu. Cumva să creadă cineva că Billy Graham este sincer. El este într-un somn al sufletului. El nu știe ce se întâmplă cu el. El este într-o stare de inconștiență. Cam asta este ideea. Nu știu cum ar fi sunat predica asta la funeralii lui Billy Graham și cât de încurajator ar fi fost și mângâietor pentru familia lui. Dar oricum, el consideră că contextul este oportun ca să lămurească doctrina asta. Personal, dacă implicațiile acestei învățături, pe care el nu crede, că omul când moare se duce într-o stare intermediară în care este conștient, dacă implicațiile acestei învățături ar fi fost cu totul monstruoase, dezastruoase, tragice, da, îl înțeleg că putea să folosească de evenimentul ăsta, dar nu este cazul. Așadar, contextul în care ales să facă propaganda asta a doctrinei adventiste este inoportun și cu totul nefericit. În al doilea rând, în, la începutul articolului el folosește trei texte pentru a argumenta că omul după ce moare ajunge într-o stare de inconștiență. El spune lucrul ăsta chiar de la început când afirmă despre Billy Graham, de vreme ce Billy Graham a dormit în Domnul, el nu este acum conștient de nimic. El nu este acum conștient de nimic. Da? Se află într-un somn al sufletului. Și scoate din context trei pasaje. Și vreau să fac acum Două, trei observații despre grila hermeneutică sau demersul hermeneutic în care suntem implicați atunci când citim Sfânta Scriptură. Când vrem să facem o doctrină pe un anumit subiect, ne ducem la pasajele cele mai clare, ne ducem la pasajele care conțin cel mai multe informații și ne ducem la pasajele care au fost scrise cu scopul de a lămuri subiectul respectiv. De exemplu, Eclesiastul 9 cu 5, care este ciupit din context, spune Cei morți nu știu nimic. Atâta citează... Uh, Cornel Paverdervășan din textul acesta. Dar textul spune mai mult. În primul rând, textul n-a fost scris să lămurească starea omului de după moarte, n-a fost scris de asta, a fost scris cu un alt motiv, vom vedea imediat. Acesta nu este un pasaj doctrinar care vorbește despre starea de după moarte a credinciosului, da? nu este un pasaj apostolic sau măcar o, o doctrină rostită de Domnul Isus Hristos cu privire la subiectul acesta. Este un pasaj din Vechiul Testament în care înțelegerea acestor lucruri era destul de mică, care spune așa: Cei vin, în adevăr, măcar știu că vor muri, dar cei morți nu știu nimic. Și nu mai au nicio răsplată fiindcă până și pomenirea lui Uite, Ăsta e tot pasajul, da? tot versetul. În context e foarte clar: cei morți nu știu nimic și nu mai au nicio răsplată fiindcă pune și pomenirea lui se, uită. se vorbește despre ceea ce au morții din partea celor care au rămas pe pământ. Nu li se dă nicio răsplată și chiar dacă li s-ar da, nu ar avea cum să o ia și pomenirea li se șterge. Așadar nu se vorbește despre starea mortului de dincolo. El nu face o incursiune în conștiința mortului de dincolo, sau în context în care se află mortul de dincolo. Ce Eclesiastul vorbește despre faptul că mortul nu mai are nicio răsplată și pomenirea mortului pe pământ între cei vii se uită. Despre asta vorbește textul. Sau Ioanul 11:11. 11 din nou este ciupit când spune Lazar, prietenul nostru, doarme. Pasajul este mai lung. Ia zis ce spune. După aceste vorbe le-a zis Isus. Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Dar mă duc să l trezesc din somn. Somnul despre care vorbește aici cu siguranță este moarte. Se vorbește despre moarte folosind această imagine a somnului și Domnul Iisus spune să duce să-l trezească din somn, adică să-l învieze să-l învieze. Motivul pentru care se folosește limbajul somnului sau a dormirii este pentru a da speranță credincioșilor și a arăta că pentru ei viața nu se termină atunci. Ăsta este motivul. Nu pentru că ei intră într-un somn al conștiinței. Da? Nu există nicăieri în Biblie explicată chestiunea. Și apoi psalmul 115 cu 17 nu morți laudă pe Domnul nici vreunul din cei ce se pogoară în locul tăcerii. și este în jumătății versetul tocmai ca să rezulte doctrina asta adventistă. Dar textul continuă și spune în Sfânta Scriptură așa, că noi, noi vom binecuvânta pe Domnul dar de acum și până va, că, lăudați pe Domnul. Cu alte cuvinte, autorul face o comparație între cei care au murit și noi care suntem pe pământ. Și faptul că uh, o responsabilitate primară a noastră pe pământul acesta este să-l lăudăm pe Dumnezeu. Următoarea observație pe care eu vreau să o fac cu privire la acest articol este... <coughs> Inventarea unor implicații monstruoase legate de credința că cineva, după moarte, nu este într-un somn al sufletului, ci este într-o stare de conștiință, într-o stare intermediară, cum o numim noi. au zic ce spune Pavel uh, Cornel Dervășan. De ce este important acest aspect? Pentru că există riscul de a crede că dacă morții sunt vii, am putea lua legătura cu ei. Domne, asta este o, o, o strategie lipsită de onestitate, lipsită de cinste, este o strategie care arată o lipsă a culturii dialogului, o lipsă a, poate mai degrabă, a informării, arată ignoranța, ipocrizia, arată foarte multe lucruri și foarte multe defecte de caractere. Deci dacă Cornel Pavel Dărvășan știe doctrina evanghelică a stării intermediare, aberația asta pur și simplu nu are niciun fel de scuză. Nu are niciun fel de scuză. Dacă nu știe, vinovăția lui este cu privire la impostura intelectuală de care se face vinovat. Înainte să combați o doctrină sau o învățătură, studiază-o. Să vezi ce spune învățătura respectivă. Da? Dumneata, care a scris articolul ăsta sau cei care au dat like și au dat share și sunt de acord cu el și promovează aceeași idee adventistă, Ați citit vreodată ce crede evanghelicii despre starea intermediară? câți dintre evanghelii sau câți dintre uh, cei care vin pe linia uh, reformatorilor sau a protestanților, câți dintre sutele de milioane de oameni care vin pe această filieră da? neoprotestantă sau protestantă, câți dintre ei uh, sunt în pericolul acesta, în riscul acesta de a crede că dacă morții sunt vii, am putea lua legătura cu ei. Câți dintre prietenii tăi baptiști, pentru că ale pe, pe Evanghelie au luat legătura cu morții. Din toată lumea, da? Nu din România, din toată lumea. Sunt sute de milioane de asemenea oameni care, din câte eu știu eu, n-au luat niciodată legătura cu morții, n-au avut ideea asta, gândul ăsta, tendința asta, ba chiar este una dintre cele mai combătute idei. Deci oamenii care cred în starea intermediară, că omul este conștient după moarte, că este viu, oamenii aceștia sunt împotriva ideii că pot lua legătura cu morții, că au voie să ia legătura cu morții. Așadar, implicația asta monstruoasă este o invenție pentru a Promova doctrina adventistă. Și, repet, fie este o ignoranță la mijloc, fie este ipocrizie, lipsă de onestitate, ceea ce împiedică dialogul de bun simț, dialogul civilizat, dialogul caracterizat de, de acribie, de studiu, de dorința de a înțelege pe celălalt și de a comunica foarte clar. Și apoi, ni se aduc în discuție patru texte în sprijinul ideii că omul, după ce moare, intră într-un somn al sufletului. Da? El nu mai este, citez, el nu mai este conștient de nimic, ci noi nu am ce încetat existența mintea lui Dumnezeu, dar există un netimp. Există un netimp în care intrăm de la moarte până la momentul învierii. Da. Pentru cel care a murit, timpul încetează să existe, spune Cornel Pavel Dervășan. Haideți să analizăm textele. Primul text, 1 Tesalonicen 4 cu 16. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu trâmbița lui Dumnezeu și cu glasul în arhanghel, se va pogori din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Și el întreabă, dacă cei morți sunt deja vii, nu are rost să mai învieze. Asta este o caricaturizare, da? Deci el proiectează o doctrină, da? inventează o doctrină, zice, asta cred oamenii ăștia, asta cred oamenii ăștia și începe să tragă în ea. Dar este o proiecție falsă a doctrinei pe care noi o credem. În ce privește starea intermediară a sufletului. Adică cel care moare, în ce stare se află el. Zice, dacă cei morți sunt deja vii, nu mai are rost să învieze. Dom'le, poți să fii viu având suflet și poți să fii viu având suflet și trup. Asta spunem noi. Omul este viu chiar dacă nu mai are trup. Învierea despre care vorbește în 1 Tesalonicen 4,16 nu este despre învierea sufletului, ci este despre învierea trupului. Citește lucrul acesta și în Corinteni și în 1 Tesalonicen 4 cu 16. Iar noi care suntem pe pământ vom fi schimbați. Ce vom fi schimbați în suflet? În primul rând vorbește despre învierea trupului nostru, unde se vor da trupuri de slavă. Despre asta vorbește și Apostol Pavel în Filipeni capitolul 3, în 1 Corinteni 15, despre învierea trupurilor. Ăsta este contextul, da? Versetul este scos din context și este uh, transformat în cu totul alt subiect. În cu totul alt subiect. Din învierea trupului se vorbește despre învierea sufletului. Da? Este, este aberant la propriu. Al doilea text, Apocalipsa 22 cu 12. Iată, eu vin curând și răsplata mea este cu mine. Ca să dau fiecare după faptele lui. Ia auzit întrebare. Dacă cei morți sunt deja răsplătiți, unii în rai, alții în iad, nu mai are rost să primim răsplată când vine Domnul, pentru că deja avem răsplată la moarte. Iarăși, din nou, caricaturizează poziția noastră. Noi nu spunem că oamenii care mor sunt deja răsplătiți. Asta este o inserție uh, falsă, cum că cel care moare este răsplătit imediat. Noi nu spunem asta. Noi spunem că omul după ce moare se duce într-o stare intermediară. Nu spunem că este deja răsplătit. Nu spunem că se află deja în cerul nou sau pe pământul nou sau că a avut loc deja judecată și că se dau deja răsplățile. Noi nu spunem lucrul ăsta. Pur și simplu nu spunem lucrul ăsta. Dacă cei morți sunt deja răsplătiți unii în rai, alții în iad. Noi nu spunem lucrul ăsta. Pur și simplu, nu spunem lucrul ăsta. Spune că ei se duc într-o stare intermediară în care pregustă ceea ce se, li se va da uh, în final. Bun, al treilea text. Sunt vise tulbure inimă aveți credința în Dumnezeu și aveți credință în mine. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce, voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Întrebare. Dacă morții sunt deja cu Isus, întreabă Cornel Pavel Dervășan cu Domnul, fără ca el să vină să ia. Ce rost ar mai avea să vină Domnul să ia pe cei care au murit de vreme ce ei deja sunt cu el? Prima dată când am citit întrebarea asta, m-am întrebat, Domnul, ăsta e serios? Poate scrie o glumă, așteptam să fie un detaliu care să-mi dea seama că face de fapt o ironie, e o glumă proastă. Nu, nu, e serios. Domnule, cui îi spune Domnul Iisus Hristos lucrurile astea? Spune unor oameni care atunci erau în viață, da? și vorbește unor oameni în viață care reprezentanța ai credincioșilor care sunt în viață. El vorbește morților acum, da? O să un lucru, trebuie să fie un lucru foarte clar. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Voi, voi ăstora care sunteți în viață. Și voi, ăștia care sunteți în viață, sunt aceia după care voi veni și vă voi lua cu mine. Pe cine? Pe ăștia care sunteți în viață. Un, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi, da? Textul este scos din context. Este scos din contextul în care Domnul vorbește cu niște oameni care erau în viață cu ucenicii lui și este aplicat oamenilor care au murit deja. E evident, e evident cum, cum e distorsionat uh, Sfânta Scriptură. Și ultimul pasaj, Ioan 3 cu 16, fiindcă atât de mult ai iubit Dumnezeu lumea, ca da pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în el să nu piară ce să aibă viață veșnică. Dacă este valabil cântecul cu suntem din Dumnezeu, suntem nemuritori, nu era nevoie să moară Hristos ca să ne dea viața veșnică. Sunt două chestiuni diferite aici. Aici deja introduce discuția despre despre Iad. A fi nemuritor poate să aibă două sensuri. Unu, că existența ta continuă pentru totdeauna și doi, înțelesul spiritual al expresiei a fi nemuritor sau a avea viața veșnică, care nu este aia că înțelesul nu este că continui pentru totdeauna, ci că ai viața cu Dumnezeu. Scriptura când spune cine crede în fiul are viața veșnică se referă la viața cu Dumnezeu. Nu se referă la, refer la faptul că pur și simplu continuă să existe. Și apropo, de Ioan 3 cu 16, care este iarăși scos din context și mulți din context, tot pasajul dacă este citit, lămurește puțin problema. Cine crede în fiul are viața veșnică, cine nu crede în fiul pierde pentru totdeauna, da? Sunt niște expresii paralele acolo. Unii au viață veșnică, ceilalți se duc în pierzare veșnică. Dacă viața veșnică înseamnă viață pentru totdeauna cu Dumnezeu, atunci pierzare veșnică înseamnă pierzare pentru totdeauna fără Dumnezeu. Nu există nicăieri înțelesul de încetare din existență. Așadar, dacă vă uitați la articolul ăsta, în general, vedeți, 1, că contextul în care este promovată doctrina, din punctul meu de vedere, arată o lipsă de sensibilitate uh, față de situația asta în care Billy Graham a murit. În al doilea rând, scoate pasaje din context, pur și simplu înjumătățește versete, da? Nu cred eu că nu era spațiu în, în articolul ăla ca să pună tot versetul, dar nu le-a pus pentru că jumătățile alea de verset îi contrazic opinia lui. Apoi, prezintă implicația asta în al treilea rând monstruoasă, că dacă noi am crede că morții sunt vii, au zis că morții sunt vii, nu? Morții există, nu sunt vii în sensul că au trupuri, da? -a mai multe înțelesuri a, a cuvântului de a fi viu. Poți să fii viu, să ai trup și suflet, poți să fii viu, să fii cu Domnul, dar fără să ai trupe. Trup. Bun. Inventează implicația asta monstruoasă, că noi am luat legătura cu ei în cazul în care credem că ei sunt vii dincolo de moarte, și apoi toate argumentele, cele patru argumente folosite, pur și simplu sunt scoase din context și ele nu vorbesc despre un somn al sufletului. Pur și simplu. Acum, sunt alte pasaje din Sfânta Scriptură care sunt în general folosite pentru a explica starea sufletului de după moarte pe care le, el le evită cu desăvârșire. Mă îndoiesc să nu le cunoască. Iar dacă nu le cunoaște sau pur și simplu nu i-au venit în minte, asta este probabil datorită tipului de propagandă adventistă care se face pentru convingerea oamenilor că după moarte un simplu somn al sufletului și nu există o stare de conștiință. Uitați ce spune Pavel, 2 Corinteni 5 Cop, da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta și ce se întâmplă după ce am părăsit trupul acesta? Ia ascultați, ca să fim acasă la Domnul. Deci părăsim trupul acesta cu scopul de a fi acasă la Domnul. Acum întrebarea este acasă la Domnul, ce e acolo? Să fim acasă la Domnul într-un somn al sufletului? Să fim acasă la Domnul băgați în niște cutii în niște dozatoare, în niște... în ce? În care noi suntem inconștienți, suntem într-un netimp. Nu se lasă Pavel de înțeles lucrul ăsta. Nu! El face o, o, un contrast aici. Suntem în trup. Dacă suntem în trup, suntem departe de Domnul. Dacă părăsim trupul, cum părăsește? Ce părăsește trupul? Sufletul părăsește trupul. Ce se întâmplă cu el? Este acasă la Domnul. Bun, alt text. Filipeni 1 cu 23. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă muș și să fiu împreună cu Hristos, că ce-ar fi cu mult mai bine? Ar fi cu mult mai bine ca să fie în somnul sufletului? Ar fi cu mult mai bine să fie cu Hristos, dar fără, conștientizarea faptului că este lângă Hristos? Puțin probabil. Deci puțin probabil că Pavel vedea a fi cu mult mai bine înseamnă să fie într-un somn al sufletului. Da? Luca 16 cu 23. Este o istorisire pe care o prezintă Domnul Iisus Hristos unde Domnul zice când bogatul era în locuința morților în chinuri și a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avram și pe Lazar în sânul lui. Se pare că nu era niciun somn al sufletului, da? Este un pasaj clasic, foarte important, unul din puține pasajele care vorbesc foarte clar despre experiența dincolo de moarte, da? Înainte de judecată, înainte de înviere. Un alt pasaj suficient de clar este Apocalipsa 6 cu 9, când niște martiri, oameni care au fost omorâți, care încă nu aveau parte de înviere, comunică cu Dumnezeu și spune Scriptura, când a rupt mielul pe cetea 5, am văzut sub altar sufletele celor ce fusese înjugheați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și din pricina mărturisirii pe care o ținuseră. Și ei nu erau într-un som, ei nu dormeau, ei auziți, ei strigau cu glas tare, nu în somn, nu în timp. ei strigau cu glas tare și ziceau, până când stăpânei Doamne tu care ești sfânt și adevărat zăbovești să judești și să răzbuni sângele nostru asupra locuitorilor pământului. Luca 23, un alt eveniment în viața Domnului Iisus. Și a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Este tâlharul. Și Domnul Iisus nu îi spune, o să-mi aduc aminte de tine, o să treci printr-un somn al sufletului, o să intri într-un netimp, dar nici nu o să-ți dai seama că pentru tine va fi ca o fracțiune de secundă și ne vedem cândva, poate peste o mie de ani, când o fi învierea. Domnul Iisus spune, adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Apropo, dacă adventiștii iau Explicația martorului lui Hova, explicația unor eretici asupra versetului ăsta că textul ar spune de genul adevărat îți spun astăzi vei fi cu mine în rai cândva, după ce o să iei din somnul sufletului, ei ar trebui să facă cercetarea asta și să vadă că nicăieri în limba greacă nu există această construcție de genul acesta adevărat îți spun astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai. Nu există așa ceva, da? Căutat, să vedeți. Și în final, faptele Apostolului 7 cu 55, interesant, avem mai multe evenimente care ne arată starea omului după moarte sau cum vedeau ei starea sufletului după moarte, dar Ștefan prinde Duhul Sfânt și a pironit ochii spre cer, a văzut slava lui Dumnezeu în timpul morții, când era omorât, da? Și pe Iisus stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu și a zis, iată vă cerurile deschise și pe fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Și aruncau cu pietre în Ștefan, versetul 59, care se ruga și zicea, Doamne, primește Duhul meu. De ce se roage el să primească Dumnezeu Duhul lui sau Hristos Duhul lui? Duhul lui s-a fi dus într-un somn al sufletului, nu? De ce să-l primească Hristos Duhul? Unde să-l primească? În camera aceea cu multe suflete care erau un somn? Unde? În locul acela? Dacă este un loc sau în nelocul acela și în netimpul acela în care sufletele se află într-un somn? Nici vorbă de așa ceva. Nu. Sufletul după ce moare nu intră într-un somn al sufletului, ci el intră într-o stare intermediară. Ce, însta, ce înseamnă starea asta intermediară? Starea intermediară înseamnă că sufletul se duce să fie acasă cu Domnul, sufletele celor credincioși. El are nevoie de înviere, pentru că nu are trup. El are nevoie să ajungă la un moment în care va fi uh, făcută o uh, răsplătire a vieții sale și a lucrării sale, pentru că răsplătirea încă nu a avut loc. Așadar, de asta o numim stare intermediară. Nu pentru că există un somn al sufletului, ci pentru că nu există încă judecata, nu există răsplătirea, nu există trupul de slavă, nu există intrarea, pentru cei care credeți în asta, intrarea în mileniu, împărăția cu Hristos, nu există multe aspecte ale vieții viitoare. Da? Nu există cerul nou și pământul nou încă. Ei sunt în această stare intermediară, în această stare de așteptare, dar nu de somn în această stare în care ei se bucură în prezența lui Dumnezeu. Sau cum spune Scriptura despre Lazar în sânul lui Avram. Acestea sunt argumentele, acestea sunt textele care trebuie puse față în față. Opinia mea este că dialogul pe subiectul acesta trebuie deschis, trebuie să fie un dialog civilizat, un dialog pe Scriptură, un dialog care implică logica și de asemenea trebuie să fie un dialog în care contextul trebuie să fie ales foarte bine, trebuie să fie ales foarte bine. Eu consider nefericită intervenția lui Cornel Pavel Dărvășan pe ocazia asta, nefericită, lipsită de tandrețe, de gingășie, de sensibilitate omenească. Dar, dacă tot s-a deschis subiectul, acesta este felul în care noi vedem lucrurile, foarte diferit de doctrina adventistă.